aici la Consiliul Consultativ Transmedia Linia Republica Moldova și sunt sensibil la această problemă. De acum, de foarte mult timp, în anii 90, am participat la acțiunea O Carte pentru Basar, acțiune la care am participat atunci. După asta, de-a lungul timpului, am avut sensibilitatea asta și am organizat, țin minte când Ilie Idașcu a fost condamnat la moarte, am organizat o manifestație în București, am condus o manifestație destul de mare studențească la acea vreme. Am participat și am organizat din partea societății civile în alegerile din 94 mai mulți observatori pentru Republica Moldova. Am fost preocupat de democrația și de dezvoltarea locală de acolo și chiar în ultima perioadă și înainte de a fi ministru am călătorit des și am lucrat la diverse proiecte de consultanță de afaceri și consultanță pentru dezvoltarea locală pentru mai multe organizații internaționale. Consider că națiunea română, spațiul comunicațional al națiunii române nu poate fi divizat. Și chiar dacă vrea cineva să divizeze sau chiar dacă se diferenție, ele, odată cu avansul tehnologic, vor dispărea. Și în istoria noastră, domnul ministru a făcut apel la istorie, istoria este foarte, foarte importantă să o înțelegem și să o cunoaștem. Și ne-am luat aminte când a vorbit domnul ministru Stoienescu că mișcarea ardeleană, Blajul, a fost finanțat de boieri basarabeni. Și mi-am luat aminte de Gheorghe Stoienescu, Vasile Stoienescu. Sunt oameni care au finanțat cu sume foarte mari, boieri basarabeni, care au finanțat mișcarea românească și limba română. Sunt lucruri făcute, poate puțin cunoscute, din păcate. Sute și mii de români au mers la studii în Occident, la Roma în special, finanțați de acești boieri basarabeni. Și eu, ca român, le mulțumesc pentru ce au făcut și ar trebui să ne gândim mai des la asta. În domeniul spațiului comunicațional, aș vrea să spun că sunt niște avantaje majore. Strategia Uniunii Europene, piața unică digitală, va oferi noi oportunități de dezvoltare a afacerilor, atât în Republica Moldova, cât și în România. Este foarte important să fim la curent cu această dezvoltare și operaționalizarea acestei strategii, pentru că va genera noi oportunități. Și acesta este mesajul meu. Noi oportunități de valoare adăugată și de afaceri. În al doilea rând, în domeniul educației, digitalizarea conținutului educațional și dezvoltarea e-learning-ului va oferi o oportunitate copiilor să aibă acces mai ușor, datorită lipsei barierei de limbă la un conținut educațional foarte bun. Numai că el trebuie promovat și cunoscut și apelul meu este la mass media să promoveze acest content, acest conținut dezvoltat, care poate fi accesibil cu ajutorul internetului. Este important ca